Fiecare zodie are punctele sale tari, aturile și trăsăturile pozitive, precum și slăbiciunile și defectele. În timp ce balanțele nu se pot decide ușor, cei din zodia leu sunt extrem de orgolioși, iar nativul vărsător poate fi extrem de imatur și detasat. Verifică și tu ce defecte ai în funcție de semnul zodiacal. Berbec. Cel mai mare defect al nativului din zodia Berbec este mândria. Regele autoproclamat al zodiacului european are aere de superioritate și este convins că deține dreptatea și adevărul absolut. Nu acceptă sfaturi de la cei din jur. Taur. Adori luxul, opulența, banii și viața bună. Îți place să stai în zona ta de confort și nu suporți ca nimeni să îți spună ce să faci. Cea mai mare slăbiciune a ta este lipsa de spontaneitate. De asemenea, nativul Taur este extrem de orgolios. Gemeni. Au și ei o calitate. Se risipesc. Tendința este de a porni mai multe proiecte pe care nici nu le finalizează. Riscă să piardă chiar și persoane dragi de lângă ei. Rac. Familie convins o persoană bună care se gândește la binele celor din jurul său. Este boem, visător și adoră să stea în propria zonă de confort. Punctul slab este că nu ierți și nu uiți nimic din ce ți se întâmplă. Renunți foarte ușor la oameni și nu acorzi o a doua șansă. Leu. Ești extrem de orgolios și de trufaș, deși ești o persoană caldă, extrovertită și veselă, care adoră să fie în centrul atenției, câteodată poți depăși anumite limite, moment în care oamenii te trag de mânecă. Fecioară. La nativul din zodia Fecioară, frica de eșec este punctul cel mai slab. Tinzi spre perfecțiune și nu accepți criticile celor din jur. Balanță. Ești o persoană sinceră, caldă, miloasă, iubitoare și extrem de răbdătoare. Singura ta slăbiciune sunt oamenii pe care îi iubești mai presus de orice. Scorpion. Introvertiți, calmi și foarte prietenoși, cel mai mare defect al nativilor din Scorpion este acela că nu stau foarte bine la capitolul comunicare. Săgetător, ești schimbător și ești extrem de vulcanic, nu ai răbdare și vrei ca totul să fie făcut conform regulilor tale, nu accepți un refuz ca răspuns. Capricorn. Marele lor defect este furia. Se enervează greu, dar dacă ai un capricorn supărat, mai bine fugi. Vărsător. Ești egoist, superficial și nu știi să construiești relații profunde. Fugi de responsabilitate și vrei să fii veșnic liber, fără obligații. Pe de altă parte, ai face orice pentru familie și cei dragi. Pești. Astrele susțin că ești mult prea emotiv și lași sentimentele să îți întunece judecata de cele mai multe ori atunci când ai de luat decizii radicale. Relatează playtech.ro.